și înapoi dacă e nevoie Radu. Și dacă o lovesc mai de sus, mă bag tot timpul sub ea, nu mai dau de sus în jos. Pregătire, pregătire. Bravo, frumos aia la înălțimea șortului. Atenție dacă îți vine mingea mai sus. Tot la înălțimea șortului ăla. Dacă tu pleci și faci doi pași în față, da? Te lovi mingea, te întorci. Cu două lucruri, unul la mână, nu mă întorc așa. Și doi la mână, uite unde e privirea. Eu trebuie să simt și să văd ce face adversarul meu. Da? Pentru că acum eu t-arunc mingea, eu aștept după tine, dar în momentul în care o să faci și joci cu cineva, da? Trebuie să vezi ce face adversarul, trebuie să vezi unde se duce mingea ta. Și atunci, după ce am lovit mingea aici, da? Așa mă duc. Bine! Bine, nu uita de topsile acolo, nu uita de finalul loviturii. Toată opere, am schimbat priza. Pentru că n-ai putea să schimb priza. Și nu a putut destul efect mingea. Schimbo, bravo! Așa, uite ce frumos merge mingea. Bravo, și-a schimbat-o. Acoperă acolo bine, du-te lângă ea, frumos și du-te lângă mingea. Pregătire frumoasă, bravo! Asta e un schimb de mingi. Bravo, schimbo! Bravo, mândrie, nu lăsa așa mult să coboare. Să faci nici săritura, nu să mai lovesc cu
Bravo! Bravo! Tot așa! Bine! 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 B